În luna ianuarie, Consiliul Local a adoptat o hotărâre privind acordarea unor tichete sociale pentru cei care au venituri de până la 770 de lei. Astfel pot beneficia de acest ajutor și cei care nu îndeplinesc condițiile acordării ajutorului de încălzire, unde plafonul de venituri este de 615 lei. Tichetele sociale le vom da începând din luna februarie. Cei care depun solicitările până la sfârșitul lunii vor beneficia începând din luna februarie. Cei care depun doar din martie vor putea beneficia doar începând din luna martie. Pentru a putea beneficia de acest sprijin, Târgu Mureșenii trebuie să se adreseze Serviciului Public de Asistență Socială de pe strada Gheorghe Doja, numărul 9, la camera 8, în zilele lucrătoare, între orele 8-12, iar marți și joi și după masă, între orele 14-16. Este o cerere, dar se poate și cu o cerere de mână dacă sunt prezentate documentele doveditoare necesare privind componența familiei, veniturile realizate, eventual extras de cont bancar prin care se dovedește că nu dețin depozite bancare în valoare mai mare de 30.000 de lei, de 3.000 de lei. Ajutorul de 70 de lei poate fi cheltuit de beneficiari pe alimente și medicamente în magazinele și farmaciile incluse în program. În Târgu Mureș sunt în jur de 8.000 de persoane care îndeplinesc condițiile de acordare a tichetelor sociale.